Într-o comună din Buzău, abandonul școlar a fost redus cu 75% după ce conducerea unității școlare a început să le ofere tuturor elevilor o masă caldă. Numărul mare de elevi înscriși a determinat conducerea școlii să înființeze două clase noi din toamnă. În comuna Viperești, majoritatea familiilor iau drumul străinătății. În zonă este foarte greu să găsești un loc de muncă, însă școala din comună a dat semnalul că aici copiii își pot găsi un rost pe viitor. La nivelul unității școlare am format o echipă și împreună cu această echipă am mers din casă în casă și am întrebat oamenii dacă vor să-și continue studiile, fiind nevoie de aceste studii, deoarece ei sunt plecați o parte nu mare a timpului în afară, iar ei au realizat că fără această diplomă, adeverință, diplomă de o clasă, nu pot face nimic. Sunt familii care au și câte 4-5 copii la școală. Aceștia spun că dintr-un singur salariu nu pot să le asigure pachetul micuților. Am vrut să le arăt copiilor mei, pentru că a merge și ei mai departe, eu la vârsta mea, fiind mamă, să ajung odată cu ei la școală, să vadă că asta nu e o rușine și este o facilitate, nu știu cum să vă explic, e cel mai bine mergând la școală. Și avem proiectul cu masa caldă, care este accesat de primărie și el se ocupă, primăria se ocupă de implementarea lui. Avem dotarea școlii prin programul care l-am, prin proiectul care l-am făcut PNRR cu mobilier școlar și laboratoarele, dotarea laboratoarelor. Programe precum masa caldă sau măsurile din Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar au determinat unele familii să se întoarcă din străinătate și să-și înscrie copiii la cursuri.